Studenta de la teologie, care a dispărut în urmă cu trei săptămâni, este căutată chiar acum de 350 de oameni. Printre ei se află și zeci de colegi de facultate. Salvatorii sunt ajutați de câini de urmă, iar un elicopter și mai multe drone survolează zona, în pădurea de la marginea Sibiului, unde se fac căutările. S-au găsit telefonul și actele fetei. Colega mea Iuliana Damian este acolo și vine cu mai multe detalii. Iuliana, te ascultăm. O adevărată desfășurare de forțe aici, într-o pădure de la marginea Sibiului. Oamenii legii caută o tânără de 25 de ani din județul Brașov, care era studentă la Institutul Evanghelic din Sibiu și care a dispărut fără urmă de mai bine de trei săptămâni. Nimeni nu mai știe absolut nimic despre ea, iar astăzi o nouă acțiune de căutare aici, într-o pădure de la marginea Sibiului, pentru că oamenii legii au găsit aici câteva indicii. Lângă mine este Elena Velter, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu. Bun găsit! Spuneți-ne despre ce indicii e vorba și cât de amplă este această acțiune de căutare. Într-adevăr, este cea mai mare desfășurare de forțe implicate în căutarea unei persoane, atât prin prisma a arealului mărit în care s-ar putea afla persoana respectivă, cât și prin numărul foarte mare de persoane implicate în această acțiune. Vorbim de peste 400 de persoane, atât forțe de ordine, cât și voluntari. Vorbim despre echipaje canine care sunt implicate în această acțiune, cât și despre forțe din cadrul Inspectoratului General al Aviației și drone pe care le folosim concomitent în acest sens. Totodată, facem precizarea că ne-am îndreptat atenția către această zonă, întrucât la sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii sibieni care au efectuat verificări au descoperit mai multe obiecte, posibil să-i fi aparținut tinerei pe care o căutăm, astfel încât s-a decis perierea în detaliu a acestei zone. Vorbim despre pădurea Dumbrava de la marginea municipiului Sibiu, o zonă extrem de largă, de întinsă și ne bucurăm că beneficiem de sprijinul foarte multor voluntari care doresc să ajute familia în primul rând și secundar pe noi polițiștii pentru a o descoperi pe tânăra plecată. Vă mulțumesc! Așadar, o amplă acțiune de căutare aici în pădurea de la marginea Sibiului. Oamenii deja au plecat în pădure în căutarea acestei tinere. Vă spuneam că s-au găsit indicii, un act de identitate. Dar și un telefon mobil. Iar în urmă cu puțin timp, chiar aici în zona a fost găsit și un medalion. Însă deocamdată nu se știe dacă acesta i-a aparținut sau nu tinerei de 25 de ani care este căutată. Se continuă perierea acestei zone, însă oamenii legii iau în calcul posibilitatea ca această tânără să nu mai fie în viață.